este o realitate reflectată de descoperirile arheologice și de izvoarele literare ale vremii. Știm din tabula plătingheriana, faimoasa tabula plătingheriana, care atestă și tabul și pe lendava noastră getică după aceea romană, știm că Oltenia era străbătută de la est spre vest de un drum care pornea de la Drobeta și se oprea la Rodul. Așadar, nu ceea ce vedeți și pe ceea ce călcați nu este un plus al imaginației, ci chiar o transpunere în sens muzeografic a unei realități arheologice. În spatele meu vedeți o butaforie, reprezintând o poartă cu zidurile aferente de castru. Am ținut cont de descoperirile arheologice, de standardele arheologice în materie, precum și de ceea ce putem vedea și astăzi pe monumentele sculpturale și reprezentările antice din epoca romană. Cel mai probabil ar trebui să identificăm această poartă de castru cu una de la Răcari, unde Muzeul Olteniei din Craiova execută an de an săpături arheologice sistematice. Iar în stânga mea vedeți o machetă a unui castru roman pentru vizitatorii cu vârste mai mici, unde am încercat un melanj între arhitectura castrului de la Răcari combinată cu cea a castrului de la Slăveni. Ambele castre găzduiau trupe mixte de infanterie și de cavalerie, iar dacă pe macheta aceea vom mai pune 2-3 soldăței, 2-3 legionari, cu siguranță efectul va fi cel scontat. În sensul în care armata romană, bătăliile purtate, momentele de luptă au rămas